Fructele copilăriei, corcodușele, au ajuns subiectul unor ample dezbateri pe internet. Și asta după ce un individ susține că le-a găsit în piață la preț de cireșe, 49 de lei kilogramul. De aici a apărut o altă dispută. Ce sunt de fapt zarzărele? Corcodușe sau caise? O imagine cu lăzi de corcoduș a devenit virală pe internet pentru că prețul afișat în fotografie este de 49 de lei pe kilogram. Fructele ar fi aduse din Turcia. Poza a strânit imediat zeci de reacții și comentarii. Au uitat să pună virgula în preț între 4 și 9, se întreabă un internaut. Sunt gratis la noi pe stradă, anunță un altul. Reporterii Observator au plecat pe urmele fructelor de lux. În cea mai mare piață din România, o caserolă de corcodușe care are în jur de 200 de grame costă 5 lei. Asta înseamnă că un kilogram ajunge să coste cât unul de căpșuni, 20 de lei, sau cât o caserolă de zarzăre. Pornind de la fotografia de pe internet, o altă dezbatere s-a încins în mediul virtual. Ce sunt corcodușele? Sunt zarzăre? Ce sunt zarzărele? În funcție de zona geografică, fiecare crede altceva. Explicația științifică vine de la specialiști. O corcodușă roșie, prunus cerasifera și ăsta e prunus armeniac. Apar confuzii, mai ales în zona Muntenii. Sunt oameni care spun corcodușului zarzăr. Corcodușul este o altă specie. Diferența este destul de mare, pentru că la corcodușe fructele sunt mai mici, în schimb caisele sunt mult mai mari. În această perioadă găsim corcoduși peste tot în oraș. Dacă fructele lor sunt prea scumpe sau nu le mai găsim în magazine, le putem lua direct din pom, la fel ca în copilărie. Dilema continuă în piețe. Zarzăre am văzut, dar scrie și caise. Și nu sunt caise. Termenul de zarzăr este atribuit în general ca denumire populară, uneori ca regionalism, pentru caisele obținute din sămânță sau așa numiți caiși sălbatici. Este vorba de aceeași specie. Indiferent de cum sunt numite, un lucru e cert. Corcodușele și-au făcut loc în bucătăria românească în preparate pentru toate gusturile, de la borș la chiseliță cu mălai. Și mai simplu, în unele zone, corcodușele se mănâncă cu sare. Un alt mod de a lucra cu corcodușele este să facem un borș de corcodușe. Mutăm frumos corcodușele în palmă și venim la suprafața apei și le vărsăm ușor aici. Ei, uite, dacă vezi, corcodușele au început deja să-și lase din aciditate în apă. Se simte într-adevăr mirosul, ceea ce ne duce cu gândul la o ciorbacă. În doar câteva minute, pasta dulce acrișoară de corcodușe era gata. Nutriționiștii spun că fructele copilăriei, corcodușele, sunt o sursă bună de vitamina C și vitamina B.